Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un profesionist al teatrului, George Banu, criticul de teatru George Banu, unul dintre puținii, dacă nu unicul critic de teatru din istoria teatrului românesc, care a reușit să se impună în străinătate, să fie un critic de teatru reputat. Nu a fost scopul acesta de a deveni un critic reputat, ci scopul a fost, principalul scop al meu a fost, când am plecat în 1973, să pot să fac ceea ce începusem să fac în România, la Paris. Eram asistent la Institutul de Teatru din București și mi-aduc aminte și acum, era o dimineață de decembrie extraordinar de luminoasă, când cineva pe care cunoșteam, un scriitor, Adrian Dohotaru, s-a dus să obțină de la Centrul Universitar al Bucureștiului aprobarea ca să plec și mi-aduc aminte până și astăzi de ora și jumătate petrecută în fața sălii Dallas, căci Adrian Dohotaru era înăuntru. Ce făcea înăuntru acolo? Cerea aprobarea de la Centrul Universitar pentru a putea cere apoi pașaportul pentru a pleca la Paris. Și Adrian Dohotaru ce era? Ce funcție avea de a intra acolo ca să vă rezolve problema? El era prieten, îl cunoștea pe ăștia. Era pe post de pilă particular. Domnule Banu, actualmente sunteți profesor de rang A la Sorbona. Ați primit de 5 ori premiul pentru cea mai bună carte de teatru din Franța. Sunteți președintele onorific al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. Cred că e destul ca să convingem telespectatorul de un adevăr, și anume că sunteți o autoritate în lumea teatrului. Cu toate că aveți și dumneavoastră criticii dumneavoastră. Sunt mulți. De pildă, unii vă reproșează în mica lume a teatrului un oarecare exces de prudență. Ei spun că nu sunteți omul care reacționează imediat, se aruncă în arenă și preferă bătăliile fierbinți, ci omul care preferă detașarea și analiza critică după ce, de fapt, evenimentul a pierdut un pic din actualitate. E adevărat sau nu? Asta nu cred că e adevărat, pentru că eu am fost primul meu articol care a fost scris în Contemporanul în clipa în care s-a angajat marea bătălie de acum 30 de ani în jurul regelui Lear. Spectacolului Radu Penciulescu, care a fost marele scandal, bătălia lui Hernani de la București. Am scris despre Aureliu Mania, primul în România, în același timp cu Lucian Pintilie. În același timp, vă spun sincer, iar tot timpul prezența mea în teatru a fost o prezență pe care am vrut să o fie afirmativă. Spectacolele care nu-mi plac nu m-au interesat niciodată, pentru că mi se pare că îți pierzi timpul. Îți pierzi timpul să le distrugi dacă e nou un adevărat niciodată interes. Niciodată n-ați avut o vocație de pamfletar? Niciodată n-ați simțit nevoia să distrugeți, ceva? Nu, pentru că cu arma cuvântului. Timpul e scurt. Dimpotrivă, știți cum e o frază celebră? Că înjuratul înseamnă că ești la același nivel cu cel pe care îl înjuri. Și câteodată prefer să mă îndepărtez. Teoria asta ar fi adevărată, înseamnă că o bună parte din presa română ar dispărea neant. Nu din asta se hrănește, în fond, din negație, din înjurat, în ghilimele, o bună parte a presei lumii, nu numai la noi. Fără îndoială, dar fiecare își are vocația lui. Ceea ce mi-a plăcut, și poate e o slăbiciune fără îndoială, este plăcerea de a scrie despre bucuria de a vedea în teatru ceea ce n-am trăit în fiecare zi, în afara teatrului, în viață. Poate fi teatrul cu adevărat un substitut al vieții? Eu cred că arta poate fi un substitut al vieții. În timpul stalinismului, muzica în Rusia a fost un substitut al vieții. În timpul nazismului, pentru anumiți cercetători, cercetarea a fost un substitut al vieții. Substitutul vieții ți-l creezi tu însuți. Senzația pe care am avut-o, pentru că vorbeam de plecarea mea, senzația pe care am avut-o de două ori în viața mea, în anii 60, la opera din București, când am văzut Regele Lear în 1964, care a fost revelația, care mi-a descoperit puterea teatrului de a vorbi despre lume, de a vorbi despre război, despre lagăre de concentrare. Și după aceea, ultimul spectacol al lui Bruck, Visul în nopți de vară. În turneu la București. A venit după tezele din iulie lui Ceaușescu, când într-adevăr... În 71, când cortina de fier devenise din nou opacă și teribilă pentru noi, în clipa în care, la sfârșitul spectacolului, actorii lui Bruck coborau în sală și ne dădeau mâna și ne spuneau la revedere, visul s-a terminat, atunci aveam lacrimi în ochi, pentru că
erau actorii, dar erau actorii care reprezentau lumea de altundeva, care plecau și noi rămâneam în sală, eu cu Ivan Helmer, și aveam senzația că suntem părăsiți. Dar iată că n-ați rămas în sală, pentru că și dumneavoastră și Ivan Helmer ați reușit să treceți de cortina de fier. Și poate că spectacolul acesta a fost adioul meu pe care l-am trăit, în care, într-adevăr, teatrul a fost o invitație la plecare. Erați în sală la spectacolul lui Peter Brook în 71. Da. Și ziceți că ochii vi s-au umplut de lacrimi mi când au venit, cum să spun. Vi s-au aburit ochii, da. Așa, și vi s-a strâns inima. În clipa în care îmi strângeau mâna. Și vă spuneau la revedere, da, visul s-a terminat. Da. Până atunci nu aveam ideea de a pleca. Nu mi-a trecut prin cap, pentru că atunci vedeam spectacolul Radu Penciulescu, Regile Lir, vedeam spectacolul lui Andrei Șerban, vedeam spectacolul lui Ivan Helmer, vedeam spectacolul lui Liviu Ciulei, al lui Lucian Pintilie, al lui David Esric. Cum să spun? Atunci, acțiunea se petrece în anii 69-71. Începând din 71, după tezele din iulie, senzația mea a fost că, într-adevăr, tezele din iulie au reprezentat pentru noi o ghilotină intelectuală, conturnat. Ea reprezentă amenințarea reîntoarcerii la vechiul drum. Am plecat de la București văzând Visul nopți de vară și primul mare spectacol pe care l-am văzut la Paris a fost pe 17 aprilie 1974, când Peter Brook și-a deschis teatrul lui extraordinar, care sunt Le Bouffe du Nord, cu Timon din Atena. Și atunci am avut impresia că legătura s-a făcut și că, de fapt, alegerea de a fi plecat era o bună alegere și a rămas într-un fel acest fir conducător care a fost teatrul lui Brook, pe care l-am urmărit, de la deschiderea teatrului Bouffe du Nord până la ultimele spectacole. Și ați scris cărți despre Peter Brook, da. Despre alte mari figuri ale teatrului contemporan. Am văzut că aveți o carte, Sara Bernard sau Sculpturile efemerului. Vedeți în teatru, în fond, o sculptură? În efemer? Da. Spectacolul de teatru e o relație ambiguă între ceea ce durează și ceea ce dispare. Ce durează? Ce durează e textul. Și în ecuația asta, simplă în fond, există textul care străbate veacurile, da. Și există privirea mereu proaspătă a marelui regizor, care vede mereu altfel textul, și care nava face să trăiască textului. Textul, da. Mereu altfel. Și în ecuația asta, care mai e rolul și locul criticului? Pe de o parte, dacă face într-adevăr cum am făcut la un moment dat în România critica cotidiană, e de a indica într-un fel care sunt spectacolele care propun o vedere nouă, care aduc un aer proaspăt textului, și care sunt spectacole care nu fac decât să repete mecanic vechile soluții și să reducă regia la o simplă manipulare de actori, intri pe aici și ieși pe dincolo. Există, cred, critici de teatru care sunt plasați întotdeauna de partea spectatorilor, care vorbesc pentru a judeca acest spectacol e bun și acest spectacol nu e bun, și sunt alți critici de teatru, cum în general am fost eu, care sunt foarte implicați în lumea teatrului și care devin într-un fel spectatorul privilegiat al regizorului, partenerul omul care are acces în laborator. Care are acces în laborator și a cărui părere regizorul o ia în considerație, care vorbește cu regizorul și care în același timp este cutia de rezonanță a spectacolului. Am fost foarte, foarte mândru de un text târziu, care nu era o cronică, pe care am scris-o în România Liberă, despre Livada cu Vișnea lui Pintilie, care era un an după aceea. Un an după premieră? După premieră. O reacție ușor întârziată. De ce la un an după premieră? Pentru că n-ați avut timp. N-am avut timp, pentru ce? Că spectacolul se depusese în mine, pentru că spectacolul devenise într-adevăr pentru mine un fel de experiență despre care scriam ca un scriitor despre viață. Am înțeles că ați predat o cronică la un an după premieră. Da. Profesorul de rangul A de la Sorbona a predat o cronică la un an după premieră. Apropo, ce înseamnă să fii profesor de rang A la Sorbona? Profesor de rang A înseamnă așa, ca în armată. Se poate mai mult de rang A? Nu, se poate mai mult când ești la pensie. Atunci devii profesor emerit. Profesor de rang A la Sorbona, președinte onorific, scriu prefețe, mă apropii foarte repede, foarte repede de margine. Să vedir, adică? Să vedir de tușă. Nu, aveți un aer de student etern, da, șalu, da.
sensul ăsta care dă bine și care ce semnifică? Din păcate n-are nicio valoare simbolică. Am crezut că e un semn teatral. Adevărul este, pornește de la un lucru simplu. De când sunt foarte tânăr, am probleme de gât și ceea ce a devenit o sarcină prozaică, să am ceva în jurul gâtului, am zis că e mai bine să se transforme în ceva și decorativ. Telespectatorilor care nu știu, să le spunem că aveți o carte superbă despre uitare. Un eseu în fărâme despre uitare. Variațiuni culturale pe tema uitării. Și spuneți acolo că memoria e ca un arhipelag de mici insule tivite care... toate de marea uitării. Exact. Din marea asta uitării. Să extragem niște mici insule. O primă imagine care, mai ales în ultimul timp, mi-a revenit, este imaginea mamei mele când au venit niște șefi de la partid sau niște oficiali și care, ea fiind foarte tânăr, aveam 5 ani când atunci, au venit să-i ceară cheile proprietății pe care o avea la Merei, lângă Buzău, unde ne aflam noi. Și fiind mică, nu am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar în același timp perturbarea mamei mele... În ce an se întâmplă? În 48. În 48 și... Erați la Buzău? Eram cu familia, Buzău, locuiați cu familia, acolo. Locuiam acolo. Mama cu lucra? Meu, care era doctor, mama nu lucra, tata era doctor. Și acest moment e un moment foarte important, care mi-a revenit în ultimul timp, când am și scris o carte despre Livada cu vișini, dedicată mamei mele în special, pentru că ea a trăit acest șoc a pierderii proprietății ca în Livada cu vișini, în clipa în care a trebuit să-și dea cheile asemeni proprietarilor din Livada cu vișini. Mama dumneavoastră are 80 de ani, locuiește la București, da. Și prin bunăvoința mamei am obținut cărțile frumoase tipărite la Paris și Livada cu vișini și am să citesc dedicația pe volumul pe care l-am de la mama dumneavoastră. Pentru tine și tata, această carte în care sunteți prezenți amândoi, aici și dincolo. Să rămânem împreună cât mai mult. Ați dat dedicația în 1999. Tatăl dumneavoastră... Tatăl meu a murit un an după aceea. Sensul era să rămânem cât mai mult împreună, era sensul vieții, simțind că s-apropie de sfârșit. Deci o carte care e integral pusă sub semnul acestei experiențe familiale, dar și a ideii că teatrul e o livadă cu vișini. Că teatrul e un loc, o proprietate a noastră, a unor oameni necunoscuți de marele public, dar care ne reîntâlnim în săl de teatru, în pivnițe, în poduri, în arene. Care e tipul de sală, de spațiu teatral pe care îl preferați? Problema mea e că n-am ales niciodată un singur loc. Eu cred că ceea ce e cel mai interesant este relația... Alegi un loc în funcție de calitatea spectacolului în acel loc. Dar dacă ați fi fost actor, ceea ce bănuiesc că nu v-a trecut niciodată prin cap... Am fost... Unde? Când? Am fost la Institutul de Teatru... La Casandra? Nu, n-am ajuns la Casandra. 3 ani înainte, am făcut primii 3 ani la conservator, la secția de teatru. La actorie? La actorie, așa am început cu Andrei și Arban. 3 ani la actorie? Am început Andrei și cu mine și... Erați student la actorie? Eram student în aceeași clasă, în clasa maestrului Finteșteanu și Alexandrei Manu. Eram împreună cei doi. Deci ați intrat la actorie și nu la critică de teatru? Nu, că nu exista secție. Și soția mea l-a întrebat pe Radu Penciulescu, care a venit odată, repete, cu noi, care era mai prost, Andrei sau eu. Andrei Șerban era tot intrat la actorie. La actorie în aceeași clasă. Și Radu Penciulescu, cu un sens diplomatic foarte dezvoltat, i-a spus soției mele, sincer, nu pot să-ți spun. Adică erați atât de proști amândoi? Și soția dumneavoastră exista atunci când ați plecat la Paris? Adică în viața dumneavoastră, vreau să spun, sau acolo ați găsit-o? Nu, acolo am găsit-o. În jurul teatrului. E franțuzoaică. E franțuzoaică și e în jurul Institutului de Teatru, unde sunt... Face aceeași meserie. Ea face aceeași meserie. Ea e specialistă de teatru și antropologie, adică ea este specialistă de teatru și psihanaliză, mult mai teoretic decât mine, iar eu sunt specialist de regie și de teatru în secolul 20. Să ne întoarcem înainte, în perioada în care ați hotărât să deveniți actor. Până la ce vârstă ați stat la Buzău?
până la începutul studiilor la facultate. A, deci ați venit ca un provincial. Ca un provincial. Și am trăit foarte dramatic. Un an de zile am fost tratat ca ultimul buzoian provincial. De cine? De colegi? De colegi. Primul an a fost foarte greu, pentru că nici nu eram foarte bun la actorie. Ziceți că n-aveați talent. Nu, păi eu credeam la început că am încetul cu încetul am descoperit că n-am. V-a pregătit cineva? Mihai Berechet, care era actor și regizor. Și regizor și public acum, ca să amintim, să denunțăm. El l-a văzut și pe Gabriel Liceanu, care a dat la conservator în același an cu mine și Gabriel. Denunțul a fost deja făcut la această masă, la emisiunea Profesioniștii. Bun, Gabriel Liceanu a avut șansa să pice la actorie. Asta e teoria lui actuală, dar... Nu, e un adevăr. Mihai Berechet, mă duceam la el din când în când, l-a văzut pe Liceanu și mi-a spus, dacă Liceanu nu intră, eu îmi tai un deget. Era evident că eram foarte vexat de faptul că venise cineva care a spus un poem de Eminescu și părea cu an lumina înaintea mea, dar probabil eu am intrat și probabil că era prea bun. Asta e viața. Și... asta e... În 69 am ajuns la facultate asistent. Repartiția unde ați luat-o? Că era vremea cu repartiție. Repartiția a fost grea. Unde? Atunci repartiția am fost la Scânteia 6 luni de zile. De ce ați ales Scânteia? Am ales Scânteia pentru că mi s-a părut atunci, era singurul post în București și fiind buzoian nu vreau să plec neapărat. Erați atunci un băiat din Buzău, un om serios, care voia să facă carieră, dar nu cu orice preț. Nu, niciodată. Voia să-și facă meseria. Da, e o mare diferență. Da, eu întotdeauna asta, n-am făcut carieră, nimic, niciodată. E un capitol care nu m-a fascinat niciodată, capitolul puterii sau funcții. Capitolul puterii și a funcției niciodată. De fapt, e un orgoliu, pentru că în clipa în care nu vrei funcții, înseamnă că vrei ca cineva să te recunoască sau să te afirmi prin ce ești tu însuți. Pentru că funcția e un substitut al persoanei? Dar în clipa în care a dispărut funcția, și dispar și tu. Ați cunoscut în lumea teatrală oameni care, în clipa în care au pierdut o funcție, s-au pierdut pe ei înșiși? Da, foarte mulți. Directori de teatre, critici care erau falsi importanți. Da? Există. Nu am avut niciodată această fascinație. Ați fost totdeauna un om liber? Am încercat să fiu. În orice caz, am condus la Paris un organism extrem de important care se chema Academia Experimentală a Teatrelor și fiind la São Paulo, în Brazilia, cu prietena cu care conduceam acest organism, ea s-a dus la o vrăjitoare, la un fel de ghicitoare. Și ghicitoarea i-a spus, George, nu o să vrea niciodată postul tău. A liniștit-o. De ce? Ai era obsedată? Că nu, dar probabil că i-a pus întrebarea. Și atunci eu m-am înțeles, asta e sigur. Niciodată n-am avut fascinația carierei. Să încercăm să vedem în destinul personajului George Banu, cel care avea să devină George Banu. Detașați-vă de propriul personaj, puteți să vă detașați sau credeți că povestea asta cu efectul de înstrăinare nu poate funcționa? Cu cât avansăm în vârstă, cu atât de înstrăinăm. Știți faimoasa frază a lui Călinescu, care scria un poem, dar în citatul de sus scria: copilași, privesc fotografiile voastre, de ce purtați numele meu? Așa că ne înstrăinăm. Și eu mă uit la pozele mele și mă uit la ei, ceilalți, ca niște urme rămase în urmă, despre care pot să vorbesc. Urme rămase în urmă. Le purtăm în spate, da, ca în spectacolul lui Cantor, care nu știu dacă, din păcate, n-a venit în România niciodată. O idee genială. Personajele purtau în spatele lor, pe cocoașă, manechinele copiilor care fuseseră. Până acum, manechinul din spatele dumneavoastră, am înțeles că e copilașul de la Buzău, care a privit cum mama a dat cheia livezii de Vichy. Da. Mama a plâns atunci? Mama plânge acum mult, săraca, că e deprimată din când în când. De ce? Viața, dar atunci senzația că rămâne împotriva unui fel de... Viața de ce? Are un băiat de succes la Paris? Păi, da, în sfârșit. Un fiu care... Știu, decepțiile sunt greu de explicat întotdeauna, adică niciodată n-am înțeles, dar atunci nu, din potriva. Cum? Ce n-ați înțeles niciodată? E greu de înțeles oamenii la un moment dat de unde vine tristețea oamenilor. Astea sunt... Nici chiar dacă e omul cel mai apropiat de tine? Da, e greu de înțeles. Unde vine tristețea oamenilor? E greu de înțeles. Psihanaliștii fac asta, dar ei sunt profesioniști. Criticii de teatru, nu? Cu asta cu actorii putem să înțelegem. De ce anumiți actori sunt triști? Vreau să aveți un aer jovial,
Dar cred că asta e o jovialitate aparentă. E o formă de pudoare. Să te ferească Dumnezeu de depresiile optimiștilor, exact, și ale jovialilor. Exact, nu? Sunt cele mai puternice. Sunt ați, cele avut, mai, ați avut vreodată vreo depresie? Grave. Există, fără îndoială. Sunt momente de panică, momente în care nu știu unde se duce viața, de stagnare, în care nu mai poți să ieși din pat dimineața și totul devine extraordinar de greu. Dar n-am trecut niciodată prin psihanaliști. Așa că m-am descurcat singur. Singur. Ionescu i-a spus lui Cioran, Cioran scrie în caiete, ce e ciudat e că tu ești vesel și scrii texte triste, eu sunt trist și scriu piese vesele. Frumusețea omului vine din faptul că omul nu e unic, că nu corespunde a aceleași imagini. E o piesă, e piesa care mie mi-e cea mai urâtă din istoria teatrului și personajul pe care detest cel mai mult e Mizantropul de Molière. În Mizantropul despre ce e vorba? Despre cineva care este decepționat de oameni și care se duce printre oameni pentru a le spune că sunt mizerabili, meschini, nenorociți, trădători. Și de ce vă e cea mai urâtă? Pentru că acest om nu face decât să pozeze față de ceilalți pentru a le da lecții. Dacă te duci printre oameni, e că te duci pentru că sper că oamenii să-ți dea ceva, să vină ceva de la ei. Deci după noastră, un mizantrop autentic se retrage. Se retrage. Și mari mizantropi sau mari îndoielnici sunt pusnicii, sunt schifnicii, sunt oamenii care... Părinții din deșert. Dar ei nu erau mari mizantropi, ei erau mari iubitori de oameni. Dar asta e un paradox. Ei erau mari optimiști, pentru că ei știau că speranța vine de altundeva și nu de la oameni. Dar nu vă văd în postură de pusnic, sau v-ați văzut vreodată? Cât de ciudat poate să vă pară, eu am fost deseori în mănăstiri, unde am scris teza mea de doctorat în România, am scris-o la Cernica, cartea despre Livada cu vișini am scris-o într-o abație în Franța și acum am o pilă la Paris ca să mă duc într-o mănăstire pentru 3 luni. Da? Trebuie pile ca să fiți primit la mănăstire? Da, pentru că nu e hotel. Deci trebuie să cineva să te recomande. Nici la Cernica nu e hotel, ați avut? Am avut o pilă. O pilă. Și ce faceți la mănăstire? Când sunt obosit de oameni, în loc să le spun oamenilor că sunt obosit de oameni, dispar și scriu și cred că îmi bandajez rănile. Pentru că la un moment dat rezervele se termină, bateriile se descarcă. Și atunci e mult mai important să le reîncarci într-un spațiu. Și mergeți într-o chilie. Da. E mai important să-ți reîncarci bateriile într-un spațiu sacru decât la tine acasă, închizând ușa și scoțând telefonul din priză? Da, eu nu pot asta, mi-e greu. Eu am acasă telefon cu robot, dacă sună cineva, eu răspund. Eu nu sunt ca alți prieteni care... Nu pot. Nu suportați, aveți o sociabilitate maladivă? Nu, dacă mă caut, eu, pentru că ideea că... În Cioran povestește un lucru foarte, foarte frumos, care m-a și marcat. Zice, un poet bătrân i-a spus soției sale, nu sunt acasă pentru nimeni. Și din când în când, soția se ducea să sune ca să-l facă să creadă că cineva l-a căutat. Deci... Ca să-i facă bine la nerv, cum s-ar spune. Da. Bun, și la mănăstire luați mobilul cu dumneavoastră? Nu. Las mobilul la Paris. Nu cred. Las totul la Paris. Dacă te duci, e bine să faci lucrurile până la capăt. Eu ce fac e într-adevăr foarte... mă concentrez până la capăt pe când fac un lucru. Nu mă concentrez în timp, adică nu fac o carte în 10 ani, dar când o fac, mă concentrez și înseamnă că ai nevoie de o liniște artizanală, de să stai puțin, să nu te grăbești, să nu intri în ritmul ăsta care e totuși la un moment dat perturbant și care te golește și care nu produce nimic și atunci din când în când pauza e foarte bună. De curând am auzit o frază care mi-a plăcut foarte mult a unui mare poet german, Heinrich Müller, care spune, lumea nu e rea, lumea e prea plină. Și noi câteodată suntem prea plini. Mai înainte mi-a spus că suntem prea goi când mergem la mănăstire să ne încărcăm bateriile. Păi se întâmplă în viață, dar asta e bateria, asta nu e de uitare, n-am uitat nimic, energiile sunt goale, energiile au dispărut. Dar n-am și uitat suntem nimic. Prea plini de ce? De spectacole pe care am văzut, de drame pe care am trăit, de angoase pe care am traversat, de panici pe care ne-au înfiorat. Angoase, panici, drame. Ați avut vreo dramă? Sună mazilian. Da, sună foarte mazilian și tocmai de aceea e greu de răspuns. Dar, cum să spun, faptul de a ajunge în Franța, după ce eram
plecat din România, unde aveam o anumită un început de existență teatrală. A fost o perioadă extraordinar de grea. În România, când ați plecat, erați deja cineva, nu? Da, eram un critic, tânără, speranță, cum să spune. Acolo începeam totul de la zero, adică sunt momente foarte grele și mi-aduc aminte și acum, de exemplu, de momentul în care așteptam să fiu numit oficial pentru prima oară conferențiar și în clipa în care așteptam a intervenit un alt candidat care era apărat de altcineva și ceea ce pentru mine era o salvare. Pentru el era o simplă promoție, pentru mine era o salvare din punct de vedere al hârtiilor, a tuturor. Nu s-a întâmplat și atunci mi-aduc aminte că v-a suflat postul. Exact. Și ce a fost? Pentru mine atunci a fost o prăbușire care a durat câtva timp, pentru că însemna din nou condiția de imigrant, condiția de om care trebuie să treacă pe la poliție, să se justifice, să... Sunt multe drame, sunt drame. Ultima carte care e gata la editura Eminescu se semnaseră totul pentru ca să apară într-o clipă. Am aflat că să facă economii de hârtie pentru operele complete ale lui Ceaușescu. Și dintr-o dată, cartea asta la care lucrasem un an de zile a dispărut. Din plan. Deci picătura chinezească a fost asta și ați hotărât să plecați în Occident. Vinovat un pic față de o corabie care se scufunda și în care lăsați părinți, prieteni, v-ați simțit sau totuși nu? Exact ce spuneți. Era ambiguitate absolută. Era ambiguitate absolută între salvare și ură și tristețe și supărare. În același timp pot să spun că în clipa în care eu am plecat în 29 decembrie 1973, știu că un prieten, Ivan Helmer, când Steaua fără nume, era pe peronul gării de la Sinaia, unde trenul meu trecea și era zăpadă, și știam că, nu l-am văzut, dar știam că e pe peron, și în același ați timp... Ați ieșit la fereastră? Am ieșit la fereastră. Dar și n-ați reușit să-l vedeți? Nu, trenul trecea pe repede. Dar și după aia la Paris mă aștepta un alt prieten... N-a oprit trenul la Sinaia? Nu, era repede, era accelerat de noapte sau rapid. Și după aceea la Paris m-a așteptat un alt prieten. Deci, într-un fel, totul s-a jucat în acest raport de amiciție, de fidelitate, de convingere. În altă ordine de idei, spuneți-mi de pildă din cinematograful universal, ce tip de actor și ce tip de actriță v-au fascinat? Ca să înțelegem un pic gustul personal al criticului care sunteți. Audrey Hepburn. Și la actori? Pare. Nu ca un tip de actor, ca tip uman, așa, adică Anthony Perkins în... M.V. Brahms, pentru că am citit M.V. Brahms când eram foarte tânăr, eram foarte sentimental, și Anthony Perkins reprezenta un tip de actor tot timpul în gata să rupă, să fie distrus de viață. Ceea ce nu mi-a plăcut niciodată, nu mi-a plăcut nici actrițe, nici bărbații puternici, care își afirmă puterea, forța. Care își afirmă forța, care își afirmă violent și expun autoritatea. Fascinat fragilitatea. Da, fragilitatea. Mi se pare întotdeauna, cum spun japonezii, că e mai interesant omul care lasă să vină forța spre el decât omul care își expune forța. Și actorii care m-au fascinat cel mai mult sunt aceștia. Actorii care sunt... De o fragilitate asumată. Asumată, acceptată și în care te poți proiecta mult mai ușor decât într-un erou ca Jean Marais sau Kirk Douglas. Asta spune mult despre dumneavoastră. Vă proiectați mai ușor în fragilitatea. De aceea mi-aș plăcut să fiu mai slab, că să mă proiectez mai ușor în imaginea mea. Am văzut că ați ales din Cioran un citat și anume o oră de conversație face mai mult decât o oră de mers. Exact. Din punct de vedere al consumului fizic, așa că sunteți invitatul meu. Și de ce nu faceți nimica dacă v-ar fi plăcut să fiți mai slab? Aici e întrebarea. A mânca sau a nu mânca? A mânca sau a nu mânca? Ați semănat sau nu semănat tatălui? Pentru că eu cred că există și o ereditate a corpului. Adică în familia mea, bunica mea, tatăl meu au fost destul de corpulenți. Deci, până la urmă, încercarea de a rezista acestei tentații își pierde din ce în ce mai mult. Vi se pare inutilă, da? Da. Pentru că duceți în cârcă și tiparul... pe bunică, și pe bunică, și pe tată. Tiparul, ca în spectacolul lui Cantor. Da. Dar duc în spate tiparul, e adevărat, formula e foarte bună. Ducem în spate tiparele corpurilor familiilor noastre.
Bun. Să ne întoarcem la uitare. Pentru în fond, că... rănile dumneavoastră, băiatul de doctor din Buzău, căruia bănuiesc că nu i-a lipsit nimic, nu? Eram băiat de doctor, într-adevăr, că nu aveam probleme materiale, dar aveam enorme probleme sociale, adică faptul de a intra la liceu nu era deloc asigurat, fiind considerat fiu de burghez. Biografia mea nu era deloc pură în logica sistemului. Deci, noi am fost tot timpul... Copii hărțuiți, pentru că simțeam că aveam pe spatele nostru un fel de pecete care ne excludea a priori. Deci trebuia să fim mult mai tari pentru a trece dintr-o etapă într-alta. V-ați simțit atom marcat? M-am simțit atom marcat și părinții mei au făcut totul ca să nu spună că sunt atom marcat și că am nevoie să fac maximum de efort pentru a reuși. Pentru că eram tot timpul amenințat să nu pot continua mai departe, să pot fi întrerupt la un moment dat al ciclului. Lucrurile acestea s-au terminat în timpul în care am intrat la facultate. Dar momente violente au fost, ca de exemplu când Eugenia Popovici, care era o mare actriță, dar care a fost rectorul Institutului de Teatru și care n-am niciodată am înțeles ce îmi purta o ură personală. E o vorbă, antipatia nu se justifică. Va antipatiza probabil din cauza tiparului pe care ia îl căra în spate. Probabil. Și ea mi-a scris când i-am cerut să-mi prelungească de o lună viza la Paris. Ea într-un fel m-a ajutat. Mi-a scris că dacă nu vin pe 1 martie, contractul meu de asistent la Institutul de Teatru este reziliat. Deci, tot nehotărârea asta dumneavoastră, structurală, v-a făcut, ați fi vrut să fiți un navetist între Occident și Orient. Dar ceea ce spuneți, într-un fel, aceasta a fost salvarea, că n-am fost un navetist. Prieteni de-ai mei, studenți, colegi greci, care au fost navetiști, care puteau fi navetiști, au fost până la urmă nefericiți, pentru că au putut face drumul du-te vino între Atena și Paris. Eu nu puteam face drumul și între și de ce Paris. Au fost nefericiți? Pentru că n-au fost fericiți nici la Atena, nici la Paris. La Atena erau cu nostalgia Parisului, la Paris erau cu nostalgia Atenei. Există un mare scriitor persan care a trăit la Paris, Hedayag se cheamă, și din care am împrumutat în cartea mea un citat. El spunea, nu sunt ajuns aici și nu sunt plecat de acolo. În timp ce eu eram la Paris, Bucureștiul era departe, un spațiu inaccesibil, din când în când veneau câțiva prieteni, dar situația care a fost m-a obligat să decid și să am o decizie totală, definitivă și de nemodificat. Așa că puteți să-i purtați un sentiment de recunoștință perversă lui Eugenia Popovici. Și Eugenia Popovici. Da. Și la Paris, din ce a trăit la început? Aveam o libertate, un fel de libertate a inconștienței. Și am fost la prima mea seară la Paris, a fost un revelion la marea scriitoare Marguerite Duras, unde la un moment dat dansam cu o fată care m-a abandonat și mi s-a părut cam nejustificat abandonul ei pentru un tip mare așa care a venit acolo, care era un fel de huidum așa, știi? Și care după aia am aflat că era Gérard Depardieu și deci competiția mea erau câțiva mari actori și după aceea a început perioada grea în care am alternat lucruri mici Mici joburi. Făceam anchete în metrou să făceam anchete în metrou. Pentru cine? Pentru serviciile de metrou pariziene, ca să afle cum oamenii folosesc metroul la Paris. Era un fel de ciubuc. O colaborare. Mai și nu vă repezea populația când ajungeați la ei? V-a ajutat experiența din teatru acolo? La un moment dat devii profesionist în totul. La un moment dat, după 2 zile, știi cine îți răspunde și cine nu-ți răspunde. Da? Adică de la distanță, văzând omul. Da. Niciodată nu vi s-a întâmplat să fiți contraziți. Mai răspundea unul, dar erau procentajele de pierdere erau foarte mici, pentru că recunoșteai oamenii care sunt închiși și oamenii care sunt deschiși. În același timp, grație unui concurs de circumstanțe favorabile, eram asistent la Sorbona. Cu foarte puțini bani. Dar asta mă echilibra viața. Adică 2 ore în metrou, 2 ore la Sorbona. Era o lume extraordinar de neuniformă, de contrastat. Existența dumneavoastră era... Era extrem de complicată. Da. Adică dacă faci tot timpul anchete în metrou, ești deprimat.
dacă faci tot timpul... Sorbona, ești pietrificat. Ești pietrificat. Primul an al meu a fost un an de o extraordinară complexitate. Frați, surori, n-ați avut ca să le stricați dosarul acasă. Dar ideea că unicul fiu a plecat de acasă, asta vă puțin nu vă rodea niciodată? Mă rodea puțin, dar grație unicului fiu, părinții mei au stat echivalentul a 2 ani la Paris, ceea ce până la urmă n-a fost o experiență nefericită. Pe vremea lui Ceaușescu? Da, când au obținut la fiecare 2 ani un pașaport... pentru a veni 2 luni, ceea ce până la urmă a însemnat pentru ei. Sigur a totalizat 2 ani în timp. A totalizat 2 ani da, în timp. Da, dar aveau un fiu, unicul fiu, pe care îl vedeau câte luni pe an? O lună. O lună în fiecare an, deci 2 luni e la puțin, 2 ani. Nu e puțin să-ți vezi fiul? Dar câteodată e mai intens. N-aveți copii. Aveți copii? Nu am copii din cauza asta. N-aveți copii. Deci nu puteți înțelege ce înseamnă pentru o mamă să-și vadă unicul fiu doar o lună. Înțelegeți sau e doar o înțelegere livrescă? Livrescă. Da. Ești mai liber când e livrescă. Cum spunea Grotowski, o frază fundamentală, nu posezi cu adevărat decât ceea ce ai trăit. Iată. Da, și acum ați ajuns să și gândiți în franceză sau gândiți în română? Nu numai că gândesc, visez în franceză. Visați în franceză. Nu mai visez în română. E greu altfel, pentru că din cauza aceasta soția mea a acceptat ceea ce eu am cerut, să nu vorbească românește. Pentru că vorbind românește acasă... Ea nici n-ar fi știut românește. De unde nu, dar putea să învețe românește. Putea să... Și ea chiar îmi reproșează din când în când, pentru că e greu. Adică în clipa în care scrii și nu ești simplu inginer sau simplu om de afaceri, ai nevoie să stăpânești limba. A fost asta și o probă de egoism, oarecum, din partea dumneavoastră, nu? Se poate, sau o probă de ce? Ea o trăiește ca o probă de egoism, dar nu era o probă de egoism și acum am înțeles-o. Era o probă de luptă a mea pentru a stăpâni o limbă. Pentru a nu vorbi aproximativ cum franceza, trebuia să devină o limba a mea, să fac cursuri în franceză, să vorbesc la radio în franceză, să fac conferințe în franceză. Ceea ce ați reușit. Ceea ce am reușit. Dar cu ce preț? Cu prețul vorbitului în franceză permanent acasă. Și cu prețul aruncării oarecum peste bord, în uitare, chiar dacă temporară, a unui întreg segment din viața dumneavoastră, segmentul până în 71, nu? Ați vrut când ați ajuns la Paris să-l aruncați peste bord sau nu? Nu, nu a fost atât de deliberat. Nu, eu n-am, am avut un moment în care, într-adevăr, acest segment a fost aruncat, dar după aceea, când am început, când a fost un act, după părerea mea, civic, e ceea ce mi-a și spus Monica Lovinescu când m-a invitat să vorbesc la Europa Liberă despre teatru, mi-a spus ceea ce e important e să spui celor din România ce se întâmplă pe scena europeană pe care o cunoști. Și atunci am acceptat să vorbesc și texte erau scrise în română. Deci la pierderea României a fost de scurtă durată. Dar atunci când am ajuns la Paris, o frază care m-a marcat și acum când mi-am depus un dosar pentru că era un post liber și am fost angajat pe 17 februarie, un mare profesor Bernard Dor mi-a spus: George, tu ai citit aceleași cărți ca și noi. Deci ăsta era un mare elogiu, adică eu nu veneam din intelectual din toate țările, uniți-vă. Cehov spunea, o pușcă care apare în actul 1 trebuie să tragă în actul 4. Ei, în destinul dumneavoastră ați simțit vreodată că pușca din actul 1 a tras în actul 4? Cred că acum când am ajuns în actul 4, pot să spun... Eu zic că sunteți în actul 3. Da. Andrei Șerban mi-a scris că suntem în actul 4, de asta l-aș cita pe el. Că suntem de aceeași vârstă născuți și la o zi de diferență. Da, el e mai depresiv, poate. Da, cred că, într-adevăr, în viață, până la urmă, dincolo de accidente, dincolo de rătăciri, dincolo de pierderi, pușca din actul 1 trage în actul 4 dacă sunt cartușe. Faptul că, de exemplu, tatăl meu era un adevărat pasionat de pictură, tatălui meu îi plăceau tablourile, el era un om foarte cultural. În Buzău tablourile reprezentau pentru el un substitut al vieții, cum a reprezentat teatru pentru mine. Și târziu, în actul 3, poate să fim mai optimiști, când am scris aceste ultime cărți, albume despre teatru și pictură, probabil că mica pușcă din actul 1, încărcată cu gloanțele... Tablourile tatei de la Buzău. De atunci, au rezonat în mine, chiar fără să-mi dau în seama. În splendidele albume... De la prestigioase edituri pariziene. Exact. Albume în care teatrul și pictura se interferează pe marginea unor idei. Ideea de cortină, ideea de corp uman văzut din spate, ideea de scenă italiană.
Albumele au avut succes? Am fost sincer surprins eu însumi de acest succes. Explicația a dat un critic, un critic din Le Monde, cel mai reputat critic din Le Monde, Pierre Le Pape, care explica acest lucru prin faptul că am atacat subiecte foarte marginale, subiecte la care nu s-a gândit nimeni. Și atunci, în loc să fie al 5-lea volum despre impresioniști sau al 20-lea despre Leonardo da Vinci, era primul volum despre corpul uman văzut din spate. Și deci, de fapt, nu știi când pușca trage, nu știi când gloanțele îți ajung. Ceea ce cred că e important e să fii deschis pentru ca ele să poată trage. Ceea ce e periculos e închiderea, e strângerea. Și de aceea, poate, dintr-un accident, dintr-o maturizare, dintr-o îndepărtare, poate, de subiectivitate, am scris o carte despre Cortina când tatăl meu se pregătea să moară într-un fel. Am scris o carte despre omul văzut. De ce vedeți în Cortina o expresie a sfârșitului? Sau ce vedeți în Cortina? E o expresie a extremelor. Cortina marchează începutul unui spectacol când intrăm în viață și Cortina este în același timp și o expresie a sfârșitului. Ultimul cuvânt al lui Rabelais a fost Cortina. Și ultimul cuvânt al tatei? Ultimul cuvânt al tatei, care mi-aduc aminte, când eram la spital, când s-a trezit dintr-un fel de com, așa mi-a spus, ai venit, plec. Dacă ați putea alege, ați vrea să alungați din memorie momentul ăsta sau nu? Nu. Deci momentele de durere maximă n-ați vrea să le eliminați din memoria afectivă? Nu. Memorie de durere maximă sunt memorie de intensitate maximă, pentru că ceea ce e important în viață e să uiți momentele lâncede, momentele de penibil. Apocalipsul spune, te-am scuipat din gura mea pentru că nu ești nici rece, nici cald, ci ești lălu, ești moale. Nu, dimpotrivă, momentele de mare durere sunt momente extraordinare unde omul e confruntat cu tot ceea ce are el mai puternic și acest moment al tatălui meu e la fel ca și cu momentul mamei despre care vorbeam și cu alte momente personale, sunt momente de intensitate. Intensitatea nu poate fi uitată, intensitatea ne salvează. Chiar dacă e intensitatea durerii? Tragedia e fondată pe ideea intensității tragice. Grecii ne-au spus că trebuie catarsisul, purificarea prin catarsis, să întâi să trăiești tragicul și după aceea să te eliberezi de el. Deci, momentele adevărat tragice sunt momente de împlinire. Așa vedeți lucrurile. Da. Deci de asta aveți robustețea asta și de asta arătați în actul 4 ca și când ați fi din actul 3. Optimist. Pentru că sunteți un om care acceptă durerea și care vede în durere moment de intensitate. Asta cred că e o deformație a criticului de teatru. Să priviți viața din unghiul ăsta, al intensității trăirii. Cred că mari, nu mă compar eu cu marile personaje, dar marile personaje când vorbesc despre experiențele lor de viață, vorbesc întotdeauna despre extreme. Tot ceea ce e extrem e important. Tot ceea ce este dus până la capăt e productiv, e fecund. Dus până la capăt în intensitatea trăirii. În intensitatea trăirii, care poate fi o intensitate a trăirii de satisfacție, de împlinire sau dimpotrivă. Ceea ce e important e să atingi fundul pentru ca să poți să ieși la suprafață. Dacă n-ai atins fundul, nu mai poți să ieși la suprafață. De ce? Depresia, după părerea mea, este proprie celor care nu ating fundul complet. Sunt unii care rămân la fund, e adevărat. Dar dar măcar au descoperit ceva. Au descoperit fundul. Respingeți ceea ce se cheamă năclăiala emoțională. Eu cred că e lucru letargia. Letargia e lucru care e cel mai obositor, e cel care șlefuiește toate intensitățile, toate mediocritatea trăirii. Mediocritatea trăirii e, după părerea mea, lucru cel mai obositor și cel mai puțin interesant și cel mai puțin productiv pe plan artistic. Mediocritatea trăirii a produs pe domnul și doamna Smith și pe domnul și doamna Martin, care schimbă locuri comune
în Cântăreața Cheală de Ionescu. Letargia te aruncă din gură, cum spune Apocalipsul, și letargia te duce în incomunicabilitatea absurdului pe care a descoperit-o Ionescu. Figurile importante sunt figurile care au ars sau care s-au salvat, dar care niciodată n-au acceptat linia mediană. Iar cei care au rămas la fund, aceia sunt uitați? Cei care au rămas la fund sunt de obicei sau uitați sau cei mai mari. Sunt Gerardo Nerval, sunt Antonin Artaud, sunt Aureliu Manea, sunt câteodată cei mai mari. Cei care sunt la fund sunt mari martiri ai artei. Cum vă explicați că oameni nebuni, medical vorbind, pot fi mari artiști? Pentru că boala îi duce acolo unde nu te poate duce normalitatea. Aureliu Manea se știe că era atins de o maladie psihică? Aveam sentimentul, dar eram într-un regim comunist în care faptul de a recunoaște boala psihică deja era o tară. Atunci făceam totul pentru a camufla acest lucru. Dar într-o dimineață, la 6 dimineața, mai a telefon Ovidiu Iuliu Moldovan, Aureliu Manea era într-o criză și ne-am dus împreună la spitalul nou în mașină cu Ovidiu Iuliu Moldovan, deci atunci noi știam că era bolnav psihic. Dar în același timp Nietzsche a fost bolnav psihic, Antonin Artaud a fost bolnav psihic, pentru că e drama dusă până la capăt, până la ultimul stadiu al obscurității și al întunericului, și în acest întuneric oamenii ăștia văd lumina. O lumină care ne arată nouă într-un moment de miracol, care sunt aceste momente pe care alți mari artiști, Büchner, oameni care au murit la 27 de ani, Eminescu nu a fost în aceeași situație. Noi nu îndrăznim să o spunem atât de mult, dar Eminescu a fost și el bolnav. Adică boala la un moment dat permite celor, nu tuturora, la boala genului îl duce pe marginea prăpastiei. Boala genului îi permite să aibă viziuni pe care sănătatea nu ți le permite niciodată. Eu am cunoscut la Paris un dublu lui Aureliu Manea, Victor Garcia, un mare regizor argentinian, pe care într-o noapte, întorcându-mă acasă, l-am găsit într-o cutie cu gunoi. Avea 1,50 m. Intrase într-un tomberon? Da, intrase. Era complet beat, complet, dar pe acest regizor Peter Brook îl ținea de mână într-o seară și eram la o masă alături și îi spunea: Victor, pourquoi tu bois tellement? Tu es le meilleur. Victor, de ce bei atâta? Tu ești cel mai bun. Pentru că Brook, care e un om sănătos, știe că marii bolnavi intră până în inima pădurii care arde, în timp ce marii sănătoși rămân întotdeauna la marginea pădurii. V-ați fi dorit, dacă ați fi putut alege, ați fi ales nebunia sau sănătatea de la marginea pădurii? Am cunoscut atâția prieteni care vor să aleagă nebunia fără ca să fie nebuni, încât prefer să fiu sănătos. Un om care trăiește în retorta asta infernală până la urmă, nu? E infernală sau e paradiziaca teatrului? Amândouă, ca întotdeauna. Amândouă. Întotdeauna. Cum vă explicați faptul că unii reușesc să facă mari spectacole și alții rămân toată viața niște meseriași? Cred că una dintre definițiile marelui regizor este cel care poate să suscite creativitatea în ceilalți. Și acești regizori despre care vorbiți sunt poate regizori care ei au calități personale, dar nu sunt atât de generoși încât să suscite creativitatea în actori. Și cred că până la urmă definiția marelui regizor este să aibă fără îndoială o viziune, o interpretare, dar e și aceea de a face să nască expresivitatea în cel din fața lui, să-l stimuleze, să-l ajute să ajungă unde nu poate ajunge singur. Eu am făcut o experiență personală cu doi editori
aveam un editor care, când vorbeam cu el, după ce ieșeam, mă duceam la o cafenea să beau un pahar de vin, să-mi dau curaj, că îmi spunea, nu o să se vândă cartea, nu știu ce. Și un alt editor, cel cu care fac albumele astea, care din potrivă, când vorbesc cu el, mă transmite încredere, o energie încredere, pozitivă. Îmi dă idei, așa e și cu regizorul, adică actorii devin altfel, numai grație talentului unui regizor, de-i stimula, de a trezi în ei ceea ce ei au, dar pe care ceea ce alții nu reușesc să trezească. Nu mi-ați spus la institut ce jucați? Tot timpul roluri de planul 2, episodici, secundari? Da, secundari. Ducea stava? Nu duceam chiar stava, nu, că eram obligat să aveam scene, nu știu ce, adică nu jucam. Și ce ați jucat? Falstaff? Nu, eram mic și slab atunci. Erați slab atunci. Rolul meu de preferință atunci, care singurul meu care era Șeruban în Nunta lui Figaro. Erați un paj. Un paj, așa, dar... Și vă simțeați penibil pe scenă? Penibil, tot timpul. Penibil. De aceea a fost o eliberare și o șansă în viața mea. Critica de teatru. Deci au dreptate artiștii care spun că criticii sunt niște artiști refulați. Din potrivă, eu sunt un artist eliberat. Nu sunt refulat. Eu n-am refularea. Cineva mi-a spus, profesorul meu care era la Paris, Bernard Dorp, la 60 de ani a început să joace. El? Da. Și mi-a spus, trebuie să o faci odată în viață. Și eu am răspuns, Bernard, diferența între noi doi e că tu o faci la sfârșit, eu am făcut-o la început. Ah, dar ce l-a apucat, ca să zic așa, să urce probabil pe scenă? Ca terapie? Probabil ca terapie, pentru că a fost tot timpul critic și nu încercase niciodată această... Și când a încercat, la ce concluzie a ajuns? A fost penibil? Nu penibil, cam mine așa. E greu de spus care a fost mai prost. Da. Mi-a plăcut că spuneți în carte... Omul atașat de munca sa uită de sine. Da, pentru că munca e aleasă de sine, nu e impusă de cineva. Anul trecut, când am asistat la repetițiile la Teatrul Național, unde venise Radu Penciulescu, care avea 72 de ani și pe care văzusem cu 2 săptămâni înainte la țară, în Franța, plictisit, obosit, și mă întrebam ce o să facem noi aici. Și Radu Penciulescu, în care repeta și se uita pe sine, își uita faptul că are inima spartă, că are o infecție la rinichi, că avea 72 de ani, și atunci îl vedeai că se uita pe sine, pentru că munca în momentul acela era pentru el împlinirea absolută. Era ceea ce mi se pare fundamental și pentru teatru și pentru ceea ce facem, este ca clipa să fie împlinită.